Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România, apare săptămânal în fața telespectatorilor. Acesta este foarte îndrăgit de public, devenind unul dintre cei mai apreciați moderatori TV. Daniel Pavel este foarte discret cu viața sa personală, iar recent a vorbit deschis despre despărțirea de mama fiului său. Pe lângă cariera de prezentator, Daniel Pavel este un tată mândru. Moderatorul TV are un băiat în vârstă de 17 ani, pe Anton, născut pe 17 ianuarie. Daniel are o relație apropiată cu fiul său, dar și cu mama lui, deși s-au despărțit la scurt timp după nașterea lui Anton. Care a fost motivul? Daniel Pavel a trecut prin momente dificile după despărțirea de mama copilului său. De asemenea, prezentatorul TV a fost la un pas să se căsătorească cu logodnica sa, dar înainte de a pleca în Republica Dominicană, Daniel și iubita lui s-au despărțit. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Daniel Pavel a vorbit deschis despre viața personală. Soțul Andrei l-a întrebat pe moderatorul de la Survivor România de ce a divorțat de mama copilului lui, Anca. Daniel a dat de înțeles că a greșit față de Anca, iar aceasta nu l-a putut ierta. Cu Marina s-a terminat pentru că a fost distanța, au fost și opțiunile ei ... pentru că am vrut eu și pentru că nu ar fi vrut ea. Să spunem așa. Am plecat eu și am plecat provocând durere și suferință și da, nu e o chestie onorabilă a vieții mele. Iertarea e un proces firesc, continuăm, știm cu iartă femeile, nu uită. Ea e în proces, să spunem, de refacere a vieții. E o luptătoare, proiectul ei de viață este copilul, dar în același timp este o femeie vibrantă, caldă, un prieten minunat și merită pe cineva pe măsura ei, a spus prezentatorul, potrivit Libertatea.ro. Daniel Pavel a avut o relație de iubire cu Marina, femeia cu care urma să se căsătorească. Însă, plecarea lui Daniel în Republica Dominicană, în 2021, i-a afectat relația. Într-un interviu, prezentatorul ne-a declarat că se pregătea de nuntă cu Marina, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Sunt convins că mulți dintre cei care ne citesc acum înțeleg foarte bine ce spun și că ce pare cumplit de suportat la un moment dat este, de fapt, o lecție din care te ridici mult mai puternic. Am trăit cu fosta parteneră atât de mult și de multe, intens, un întreg univers propriu de cuplu. Dar toate au devenit trecut, însoțite de uitarea vindecătoare aferentă, ne-a declarat prezentatorul TV.